De 18 ani, Asociația Salvital este prezentă în județul Hunedoara, iar odată cu schimbarea statutului și a obiectivelor, asociația a demarat cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara programul de telemedicină și teleconsultații care se adresează în principal populației din zonele mai izolate, situate la distanțe mari față de policlinici și spitale, comunităților rurale care nu au medic de familie, dar și locuitorilor din orașe. În cursul anului trecut, prin programul de telemedicină și teleconsultații au fost evaluate peste 3600 de persoane din județul Hunedoara, număr în creștere față de anii anteriori. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, și eu, la rândul meu, salutăm activitatea Salvital și a cadrelor medicale care lucrează în folosul concetățenilor noștri. Caravanele medicale au ajuns în cea mai mare parte a județului și nu pot decât să mă bucur că numeroși hunedoreni, mulți din zone mai greu accesibile, au avut acces la investigații și s-au declarat mulțumiți de ceea ce face Asociația Salvital. Consiliul Județean Hunedoara este de altfel principal susținător al Salvital. Tocmai de aceea ne gândim ca în acest an să dezvoltăm activitatea desfășurată de asociație, ne gândim la niște investiții într-o serie de echipamente medicale pentru a extinde tipurile de investigații care se pot face în cadrul caravanelor sau al campaniilor derulate cu prilejul anumitor evenimente, a precizat administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, Costel Avram, cu ocazia Consiliului Adunării Generale a Asociației Salvital Hunedoara, care a avut loc la sediul Consiliului Județean.